Doamnelor, domnișoarelor, domnilor, bine v-am regăsit la microfon Cristian Ivaneș. De foarte multă vreme e pe față și numai orbii nu-și dau seama ce e pe față. Ei bine, ambasadorul Rusiei la București, care printr-un miracol pe care eu nu mi-l explic, este încă la post, laudă la modul deschis aur. Nu cred că se miră cineva, deși mai știi. Ei bine, care sunt faptele? Valeri Kuzmin, ambasadorul Rusiei la București, a lăudat aur pentru că este singura excepție, citez din insul ăsta, singura excepție, deci, din Parlamentul României, care se opune Statelor Unite. Auziți numai ce poate să glăsuiască acest individ care este încă lăsat să existe, să profeseze pe teritoriul românesc. El a făcut declarațiile astea într-un interviu pentru agenția rusească TASS, în care a mai anunțat că decizia României de a cere scăderea numărului de angajați ai ambasadei ruse a dus la închiderea școlii ruse de la București. Vai, vai, să-mi plângă inima și nu altceva. Și zice așa: există un consens pro-atlantic și pro-european destul de larg în elita politică românească, nu există probleme aici. Păi foarte bine, domn Kuzmin, ce bine că este un consens larg în elita politică românească, apropo de NATO și de UE. Nu vă convine așa, nu vă place chestia asta, în ruptul capului vă stă așa ca un, așa cu vorba, nu, pupilului dumneavoastră de acum vreo câteva decine, ca sula în coastă, țineți minte, Toașu Iliescu, nu? Bun, dar dacă conducerea politică adoptă o poziție clar neprietenoasă față de Rusia, atunci există și alte opinii în societate, ia să le vedem. Românii care fac afaceri, urmăresc politica sau sunt interesați de viața culturală apreciază mult mai realist importanța relațiilor de bună vecinătate cu Rusia. Serios, de unde știți dumneavoastră toate chestiile astea? În fine, sună bine pentru agenția TASS. Din păcate, acest pragmatism se manifestă foarte slab la nivel politic. Doar deputați individuali sunt capabili să-și ridice vocea în Parlament, iar când încep să vorbească despre interesele naționale, începe coșmarul. Sunt acuzați că sunt agenți ai Kremlinului. Păi, dar nu asta și sunt? Ce sunt? Adică, aproape că o știți și dumneavoastră, expressis verbis. Dar, na, vorba aceea. Și continuă domn Kuzmin. Există o excepție aici, da? Deci toată lumea este groaznică, toată lumea este absolut sinistră, însă există excepția fericită în viziunea Kremlinului. La ultimele alegeri parlamentare, Alianța Națională pentru Unirea Românilor, zice el, AUR, a reușit să intre pe neașteptate în Parlament. Oare cine a tras nici de zvor, domn Kuzmin? Întreb și eu, că poate că na, nu știți, sau poate știți. În timp ce cercurile politice românești vorbeau deja deschis despre necesitatea de a se supune voinței noului hegemon neocolonial, Statele Unite, observați jargonul folosit de INS, acest partid a început să vorbească cu voce tare despre interesele naționale. Cum le știe domn Kuzmin interesele naționale României, domnule? Deci zici că le știe pe din afară. Bineînțeles, ele coincid cu cele ale AUR. Ce interesant, ce interesant, ca de la tată la fiu vorba, nu? Așa pare. Așadar, acest partid a început să vorbească cu voce tare AUR, adică despre interesele naționale, deși într-un mod foarte aparte româno-unionist, așa cum este adesea numit, zice domn Kuzmin pentru agenția sovietică, ops, iară mă apucă, pentru agenția rusă de presă TASS. Și declarațiile astea vin la câteva zile după ce deputatul Dumitru Coarnă a anunțat că reprezintă grupul parlamentar al partidului extremist AUR, fost polițist individul ăsta și sindicalist, a fost exclus din PSD în urma unei vizite în martie 2022, taman la ambasada Rusiei la domn Kuzmin. Așa, s-a nimerit dânsul pe acolo pe stradă, mergând spre birt și a zis, bă, ce să mai merg la birt? Hai că mă abat un pic și intru la ambasada Rusiei, că n-am mai fost de mult. Nu-i așa, domn Coarnă? Așa cred că se va fi întâmplat. Se întâmplă, nu? Ce să-i faci? Așa.
În martie, tot în martie 2022, aflăm din presă, la începerea invaziei ruse, o delegație formată din diversi parlamentari, Coarnă, Șoșoacă, Lasca, Tobă, toți trei ex-AUR, da, există din ăștia în AUR acum încă destui ca ăștia, s-au întâlnit cu domnul Cuzmin. Asta o reținem, chestia asta, încă de atunci. Și ăia patru, la vremea aia, au prezentat o chestie cu totul și cu totul scandalos, linioară scârboasă, o propunere privind o așa numită poziție de neutralitate a României în chestiunea invaziei putinisto-kremlineze a Ucrainei. Ei bine, ce ar fi de comentat aici? Păi ar fi de comentat că treaba e pe față, domnule. Adică nu mai are nimeni niciun fel de secret. Domn Cuzmin le zice pe șleau. Pe cine apreciază dânsul, pe cine ține el la piept așa ca pe un fiu, vorba aceea, nu? Adică, bă, românilor, eu vă zic, iacătă, eu așa interpretez chestia asta și așa cred că s-ar putea interpreta într-o cheie corectă și foarte utilă. Românilor, asta e părerea mea despre AUR și cred că înțelegeți ce vreau să vă spun, ce vreau să vă transmit. Notați chestia asta și votați în consecință? Bine. Nu vă interesează, ba chiar apreciați ce vă spun? Asta este. Putem să o luăm așa și cred că ar fi cel mai bine să o luăm așa, pentru că ni se spune foarte clar, de fapt, care este poziția Rusiei în mod oficial apropo de AUR. Deci e limpede despre ce povestim. Sigur, nu doar poziția AUR, ci poziția ălorlalți care nu mai sunt parte din AUR și care unii au format partidulețe mititele, alții probabil nu. Tot se coagulează în polul ăsta pro-Kremlin, anti-occidental, anti-european, anti-american. Asta vrem. Asta vom avea. Vine cu pași repezi și tare asurzitori 2024. Într-un fel, domn Cuzmin ne-a făcut un serviciu. Pentru cei care au fost, hai să fiu politicos și să-i numesc, mai puțin ageri de minte și și-or fi zis, bă, nu-i chiar așa, uite, ăștia sunt, nu-i treabă nici cu Rusia, nu-i adevărat, sunt doar patrioți, sunt români buni și verzi. Pentru ăștia, zic, cred că domn Cuzmin ne-a făcut tuturor un mare serviciu, o mare favoare. Probabil pe câțiva a luminat. Și ăștia câțiva mai greoi un picuț de așa, acum în sfârșit au înțeles că vine dicta mai ambasadorul Rusiei și lauda modul deșănțat și fără pudoare AUR. Adică ce vreți mai mult? Un fel de ghici ciupercăcei. Omul fiind și diplomat, că numai prost nu e, să ne înțelegem bine. Deci oamenii ăștia sunt foarte inteligenți. A, că sunt ticăloși, este cu totul altceva. Există pe lumea asta mulți ticăloși inteligenți. Dar omul a spus-o clar. Și nu m-ar mira să fi avut chiar și o intenție de genul ăsta. Habar n-am, vom afla dacă își va scrie vreodată memoriile în epoca post-Putin. Bă, eu v-am spus. Da, v-am spus-o clar în interviul din TAS, negru pe alb. Știind că presa din România va prelua interviul meu din TAS. Deci pentru ăia mai cu așa, v-am spus-o verde în față. Cine-i AUR? Eu, ambasadorul Rusiei. Nu mă credeți, nu-i suficient, nu citiți, nu vă pasă, este problema voastră. Dar de spus v-am spus și acționați în consecință. Nu știu dacă asta a fost înțelegerea lui, intenția lui, habar n-am, probabil vom afla, nu exclus, n-aș crede însă, dar eu o pot lua chiar și așa și o pot interpreta sau reinterpreta la modul ăsta. Omul v-a spus, acum știți foarte bine despre ce este vorba și cât e ceasul. Ce-i de făcut și tot elat, că toți suntem la capitolul ăsta, v-am mai spus,
Pe termen lung n-are sens să mai povestim ce-i de făcut, pentru că ne-am lămurit cu educația, cu proiecte de țară, cu astea cred că s-au fumat și nu mai are rost acum, pentru că stau alegerile alea patru rânduri după ușă și deja suntem în vara lui 2023, imediat ne trezim în toamnă. Trece toamnă, intrăm în an electoral. Și atunci e de făcut exact ce vă spuneam cu o altă ocazie, și anume cu afluență la urne enormă a celor care încă mai sunt pro-europeni, pro-americani, pro-Uniunea Europeană, NATO, care mai prețuiesc democrația liberală de tip occidental. Nu este nimic altceva de făcut. Alegerile contează. Pentru că ăștia câștigă teren atât de tare, vorbeam de 20 și ceva la sută într-o emisiune trecută, tocmai pe fondul absenteismului și a participării la vot, la sub 40%. În sondajul comandat de USR erau 37% cei cu intenție de vot. Înseamnă că de la 37% la 100% sunt indivizi care nu votează. Ăia trebuie mobilizați. Obligatoriu. Dacă prezența la vot va fi de sub 40-45%, puteți fi siguri că treaba este încheiată. De ce? Pentru că știm ce electorat disciplinat au unii și au alții. Deci, asta este cheia. Asta este cheia și aici cred că trebuie umblat în lunile ce vin și noroc cu interviul lui domn Cuzmin din agenția TAS sau pentru agenția TAS. Absolut iluminant, clarificator pentru toată lumea. El va putea la un moment dat să zică peste 10 ani un bătrânel simpaticuț care să vină aici cu basonul și la un moment dat va putea să zică: bă, eu v-am zis, v-am spus o verde în față care-i treaba, v-am informat chiar la modul oficial. Dacă v-a păsat, asta vom vedea la anul. Mulțumesc pentru atenție și pentru faptul că mă urmăriți pe acest canal și vă abonați la el, îl recomandați și altora spre abonare, cum vă mulțumesc pentru faptul că faceți subscribe pe Cristian Ivaneș Oficial, pagina oficială de Facebook a canalului. Multe mulțumiri către cei care aleg să sprijine acest proiect prin Patreon, PayPal și Revolut, informații aici și în textul de sub imagine în site-ul YouTube. Bine, a fost la microfon Cristian Ivaneș. Până data viitoare, toate bune și ca de obicei, să auzim numai de bine!